cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Ața, oameni buni, ne apropiem cu repeziciune de data de 10 mai, 9 mai. Vedem ce se va întâmpla acolo, în vecinătate la acum prietenii ucrainieni. Mai înainte nu erau așa de prieteni, dar de obicei ce atacă rusul iubește câteodată românul. Așa. Mergem astăzi un pic mai departe cu emisiunea noastră, cât o mai putea, cât mai suntem lăsați să trăim în județul Neamț. Am înțeles că s-au făcut liste cu oameni care trebuie să nu mai aibă acces la informații, să nu mai poată să facă nimic. Pe această cale le mulțumim soro arseniștilor pentru acest lucru. Da, mergem mai departe. Astăzi, înainte de a vă prezenta invitatul, vreau să vă atrag atenția asupra unui material apărut în Mesagerul de Neamț, care se cheamă Noul Spital Județean, ultima cacealma a lui Ionel Arsene cu semnul întrebării, episodul 2. Va urma și episodul 3, dacă vom mai putea. Dacă nu, vom face în online și vom face podcasturi, ne vom duce în vârf de munte și vom încerca să emitem. Acest nou episod demonstrează modul în care se lucrează în singura instituție impenetrabilă precum uzinele de la Mariupol atacate de ruși și apărate de un grup de extremiști de dreapta. La noi nu sunt extremiști de dreapta, la noi sunt oameni disciplinați care nu pot să gândească foarte mult pentru că stau prea aproape cu nasul de zona șefului și acolo nu le permite să vorbească, știți? E un aer mai închis în zona respectivă. Deci, domnul Arsene construiește spitale în județul Neamț. A încercat să construiască unul în curtea spitalului. I-a spus cineva, probabil, bă, nu prea ai cum să faci organizare de șantier acolo, știi, nu merg bârnele alea, se învârte pe acolo. Fi spus un constructor, cine știe. Și așa, nu e mic, facem alt proiect. Și au făcut un alt proiect care trebuia tot în zona spitalului, dar în altă parte. Și brusc dintr-o dată, nu se mai auzi nimic despre el. Și ne-am trezit cu un alt proiect. Bă, ce s-a întâmplat cu proiectul ăla, că era frumos? Acum trebuie să recunoașteți că pe imagine era frumos. Avea și heliport, avea 13 etaje. Adică părea așa, o bucurie să te duci acolo să te tratezi. Și printr-o dată, brusc, s-a terminat. Bă, și nimeni n-a zis nimic. N-a ieșit nimeni să ne explice, nici măcar cei care explică în numele președintelui, vorbesc în numele lui. Uite, știi, am hotărât noi că ăla nu era bun. N-au hotărât ei. Ei au făcut un proiect. Dar cum se face în Consiliul Județean, adică un proiect din ăla abscons, precum sconșii, la fel de urât mirositor. Și proiectul respectiv, concurs de proiecte de arhitectură. E, dacă citiți Mesagerul, o să vedeți de ce concursul respectiv, de ce proiectul respectiv a fost subtilizat, precum Iosefini. Pentru că nu avea de niciunele în el care să respecte legislația. De exemplu, studiul de prefezabilitate a fost ulterior certificatului de urbanism. Și sunt o mulțime de lucruri, nu vă mai țin astăzi, o să facem o emisiune specială cu toată această șmecherie, dar atâta vă mai spunem. Că după ce a venit corpul de control al primului ministru, nici nu poți să-ți închipui, a fost sesizat. Au venit, probabil, au cercetat și soluții. Le-au cerut celor de la Consiliul Județean care i-au scris petentului, ca un arhitect, a zis, bă, sunteți nebuni, nu pot să poate așa ceva. Și ca și cum nici
Din alea n-au mâncat, am uitat cum se, ce se mănâncă, Doamne, și miroase. Usturoi, parcă. Parcă usturoi, nu? Usturoi vechi, usturoi nou. Asta așa. În baza constatărilor, Comisia Tehnică a propus și a fost aprobată anularea procedurii de achiziție publică pentru... Mai să fie, dita mai mastodontul, deci de milioane de euroi. L-ați anulat voi așa, când a făcut cineva o reclamație, fără să spuneți nimic. Păi ăla n-au costat bani, mă băieți. Niște bănuți acolo. Ba de aici un pic, ba de aici un pic mai mult. Că de, vin vremuri grele, inflație, trebuie să stăm ascunși, cât mai ascunși o perioadă de timp, cu sau fără voia noastră. Asta e. Dar să nu uităm că sunt și lucruri bune în zona Târgu Neamț. De exemplu, o fată din Vânător Neamț, o să o spun în fiecare emisiune, a luat locul întâi la Olimpiada de Istorie a României, cu 98 de puncte dintr-o 100, primind și un premiu special de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în semn de apreciere. Deci se nasc și oameni ok în zonă, care mare atenție studiază istoria. Și sunt curios cum vor studia ei istoria anilor aceștia în peste 20-30 de ani, când se vor scrie. Probabil se va mai scrie ceva în județul Neamț, dacă nu cumva totul va fi la ordin străiți. Am înțeles. Acum să mergem la... ne-am încălzit, să mergem la invitatul nostru de astăzi, domnul președinte al PNL Neamț, George Lazar. Bună ziua, domnul! Bună ziua, bună dimineața, domnul Bănănescu! Nu v-ați aștepta la această introducere, nu, că ați venit în timp ce voi o vorbeam. Și Hristos a înviat pentru spectatorii dumneavoastră și ai noștri. Bine ați venit la cafeaua noastră. Mă bucur să fiu prezent din nou în studioul la dumneavoastră. Nu v-am prezentat și în postură civilă, ca să zic așa. Deci, păi ce, despre... la noi e unitate militară la PNL. Toate partidele sunt unitate militară. În mintea lor de la USR, probabil, dar nu e așa. Toate ceva. Partidele sunt unitate militară. Dați-mi voie, până când nu se va schimba un lucru în România, toate partidele eu le consider unități militare, mă rog, mai mult sau mai puțin oficiale. Este adică, eu vă spun, dar nu, asta este părerea mea, adică noi discutăm aici ca doi oameni maturi. Eu mai puțin, dar recunosc. Adică, atâta timp cât un consilier sătesc, comunal, municipal, județean, nu poate să-și exprime un punct de vedere separat într-o ședință. Și nu vorbesc aici de PNL, PSD, toate partidele fac la fel. Partidele înseamnă că sunt ultrademocratice, atât de democratice încât conduc spre zona aceea de... Ei, nu e chiar așa. Este chiar așa. Domnul Vani, nu neapărat că vă contrazic, dar și interveni la pe subiectul ăsta, atâta timp cât un consilier local, județean, municipal, orășenesc, cum vreți dumneavoastră, acceptă candidatura într-o formațiune, din partea unei formațiuni politice, acel consilier își și asumă... De acord cu dumneavoastră. ...conform statutului acelui partid, a regulamentului intern acelui partid, conform legii partidurilor politice, să ducă la îndeplinire, să pună în operă politica acelui partid din care face parte. Că se cheamă el PNL, PSD, USR, nu contează numele. Iar votul lui, acțiunea lui politică, trebuie să fie în consens cu activitatea partidului sau cu decizia forurilor statutare dintr-un partid. Și atunci, pe cale de consecință, trebuie să-și îndeplinească îndatoririle politice, ca să spun așa, sau elective când are vot, în baza hotărârilor pe care le ia forul superior din respectivul partid. Așa, dacă fiecare consilier din fiecare partid ar face ce ar vrea, ar vota ce ar vrea, atunci n-am mai vorbit de un spirit în care partidul respectiv își poate impune politicile. Nu, eu m-am referit... E corect să voteze în spiritul pe care îl hotărăște structura de conducere a partidului. Mi se pare corect, pentru că altfel ar fi, știți cum e, un consilier local este investit prin votul popular, prin votul pe care îl primește sub umbrela acelui partid. Acel partid își impune politicile publice, locale, județene, după caz,
pe care le consideră de cuvință conform statutului și a... De acord cu dumneavoastră. Dar nu mi se pare normal dacă unul are o părere, da? Automat să fie... Dar nu există așa ceva. Acea părere sau părerile în general trebuie discutate în forurile interne, statutare ale partidului. Și asta e corect. Dezbătute în stil și în tip democratic, ulterior după ce se ia o decizie, consilierii locali care poate care au avut păreri diferite sau contrare cu ale majorității se supun actului majorității și votează pe cale de consecință în respectiva instituție, consiliul local sau acum am dau seama de ce n-am putut să intru niciodată într-un partid. Aveți timp, sunteți un om tânăr și aveți timp oricând. Păi nu, dar cred că în curând voi înființa un partid. Eu zic mai bine să veniți la un partid nu, care e deja voi înființa consacrat. Un partid, nu știu, o să-i zic, Soarele sau nu știu cum, sau... Asta cu aur, cu soare, deci, sau niște conotații. Nu știu, o să gândesc. Facem un partid pentru eliberarea județului Neamț. Eliberăm de cine? Ei, nu, eliberăm în general așa, de ce deci se întâmplă în județul Neamț. El este ocupat. Dacă dumneavoastră în calitate de... Temporar, să știți. De om politic încă nu v-ați dat seama că e ocupat, eu vă spun că e ocupat. Mi-am dat seama de multe lucruri așa în general. Deci este ocupat. Dar să revenim la ale noastre. Ce mai faceți, domnule președinte? Povestiți-ne despre viața dumneavoastră civilă între ghilimele. Deci faceți parte din acest frumos guvern de coaliție în calitate de... De președinte al organizației PNL Neamț. Și în guvern. Și în guvern în calitate de secretar de stat. Păi asta vroiam să ne spuneți, că eu nu vreau să greșesc. În general, eu pe de o parte fac în linii mari, facem politică, facem administrație la nivel central, fac și foarte multe lucruri în privat, în ceea ce înseamnă viața privată. Iar în plan politic, la județul Neamț, că bănuiesc că asta interesează și pe telespectatori și bănuiesc că și pe dumneavoastră, facem politici liberale, facem organizare în interiorul Partidului Național Liberal și pregătim anul 2024, pentru că e un an extrem de important, 2024. Chiar dacă mai avem ceva timp până atunci, aproximativ 2 ani și până la următoarele runde de alegeri, în 2024 e un an extrem de important pentru România, nu doar pentru noi în județul Neamț, pentru că avem 4 runde de alegeri. Avem alegeri europarlamentare, alegeri locale, care vor defini noi administrații publice locale, administrație județeană, alegeri parlamentare care vor genera majorități noi în Parlament și, desigur, alegeri prezidențiale extrem de importante, care va da următorul președinte, după excelența sa, actualul președinte Klaus Iohannis, pe următorii 5 ani. Aceste alegeri au un rol extrem de important, mai ales în contextul în care vedem ce se întâmplă în Europa, vedem ce se întâmplă nu departe de granițele României, în conflictul Rusia-Ucraina, conflict care, ne place sau nu ne place, afectează deopotrivă Europa și ne afectează și pe noi ca țară, din punct de vedere economic, din punct de vedere a resurselor naturale, vorbesc de gaz, de produse petroliere, vorbim de stabilitate macroeconomică și de stabilitate socială. Și aceste alegeri sunt extrem de importante și de asta am făcut această introducere. În plan județean pregătim foarte atent organizarea în interiorul partidului pentru a ne prezenta în fața electoratului în 2024, spun eu nu bine, ci foarte bine și pentru a câștiga încrederea electoratului. Acum, din punctul de vedere al unui om care stă pe margine și se uită, alegerile din 2024 există două variante mari și late. Adică? Varianta hai la luptă în unire guvernamentală să o continuăm și la alegeri, adică împreună cu la Neamț Ionel Arsene. Cine v-a spus? Bă, nu, zic, există din punctul meu de vedere doar două variante. Varianta în care ne luptăm noi PNL-ul separat de PSD. Din punctul meu de vedere, alianța guvernamentală și din punctul de vedere a colegilor de la București, alianța guvernamentală actuală între PNL, PSD și UDMR e o alianță care oferă o zonă de stabilitate a majorității guvernamentale în Parlament
și e nevoie de o majoritate consistentă o majoritate consistentă care să nu ducă la lupte interne în plan politic în România și să ofere, eu știu, Doamne ferește, o destabilizare guvernamentală sau politică, un factor decident important, având în vedere contextul ruso-ucrainian. Și de asta acest guvern are o stabilitate și o guvernamentală și un larg grad de reprezentare în Parlament. În 2024 alegerile vor fi libere, alegeri în care Partidul Național Liberal la Neamț va intra în competiție electorală față de celelalte partide, inclusiv față de PSD. Dorința Partidului Național Liberal a filialei Neamț este ca în 2024 să câștigăm alegerile la nivelul județului Neamț. Adică în județul Neamț ne dorim să avem conduceri liberale în cât mai multe localități, conduceri liberale la Consiliul Județean Neamț, să câștigăm alegerile parlamentare obligatorii. Am înțeles. Asta nu înseamnă o luptă, asta nu înseamnă, Doamne ferește, război, înseamnă luptă strict politică. Eu am încercat marea cu degetul, să văd, poate îmi spuneți că mergeți pe liste comune cu PSD-ul. Din punctul meu de vedere, la momentul ăsta nu se pune problema sub nicio formă în această zonă. Partidul Național Liberal are astăzi 33 de primari, printre care primarul municipiului Reșință de județ Piatra Neamț, cele două mari municipii, adică și dintre și Romanu, cu potențial de a câștiga multe alte localități pe care nu le avem astăzi în portofoliul liberal și eu consider că prima șansă în 2024 o vom avea noi liberali. Dacă sigur vom și livra până atunci către electorat în baza așteptărilor, dacă vom fi serioși, dacă vom fi corecți, onești, dacă ne vom face bine treaba. Asta înseamnă că facem, pocnim din degete, facem bine și câștigăm alegerile. Cum nici PSD-ul nu se poate baza că stă acasă și câștigă alegerile. Va fi o competiție electorală, sper eu, decentă și corectă între partidele politice care vor intra în acea competiție, dar pe care, dacă te pregătești bine și din timp și ești serios, o poți câștiga. Bun, și acum, în momentul acesta, în ce constau aceste pregătiri și această reorganizare la PNL? E viața internă a partidului. Vorbim de oameni pe care vrem să-i aducem în partid, oameni care au început să vină spre PNL, oameni serioși. Înseamnă restructurarea colectivului, ca să spun așa, într-o zonă în care oameni noi se ocupă de zone politice sau administrative din județul Neamț. Sunt oameni care căutăm să-i identificăm prin sondaje de opinie pe care în următoarea perioadă le vom face în mai multe comunități din județul Neamț pentru a identifica candidați. Suntem în discuții cu mai mulți și la București, de altfel și la Neamț au fost mai multe discuții cu cei de la ALDE, de exemplu, pentru... Chiar vreau să vă întreb, ce se mai întâmplă cu ALDE? Urmează în cursul zilei de ieri, au fost discuții și astăzi sunt discuții la București, la nivel central, cu cele două formațiuni care ocupă parte de a ieșichierului de dreapta, respectiv ALDE și PNP. Discuții pe care vom avea și noi cunoștință în viitor apropiat cum au decurs sau care va fi deznodământul lor. Dar e clar, PNL-ul își dorește să aducă în același partid, adică în PNL, prin fuziune, prin absorpție, celelalte partide care ocupă părți prin eșichierul de dreapta, respectiv ALDE și respectiv PNP. La momentul ăsta nu pot să vă spun că nu am știință exact cum se vor finaliza aceste discuții, dar s-au făcut pași importanți. Acum, ALDE pașii sunt mai înaintați, din câte știu eu. Și cu PNP-ul știu că se fac pași în continuare spre discuțiile de fuziune în PNL. Și atunci, în mod clar, Partidul Național Liberal, dacă strânge celelalte partide mai mici de pe eșichierul de dreapta, în mod normal devii singurul partid care ocupi partea dreaptă din România politici și reprezentarea pe care o vom avea în alegeri, teoretic, ar trebui să ne găsească întăriți. Dar până la alegeri s-ar întâmpla multe lucruri, inclusiv la nivelul consiliilor locale. Județeni. Pe noi nu ne afectează din punctul meu de vedere la acest moment. Nu vă afectează, vă avantajează. Nu ne afectează nici de bine, nici de rău la nivelul consiliilor locale, pentru că la consiliile locale PNL-ul astăzi și la Piatra Neamț și la Roman, cele două mari municipii și în general în teritoriu avem alianțele politice încheiate în 2020 post alegerile locale, unde avem fiecare primar și are majoritatea, ca să zic. Sigur, pe aici, pe acolo, unde mai sunt câte un coleg, doi, eu știu, consilier local sau ALDE sau PNP,
venit în echipă, clar că sudează echipa o întăresc. La nivelul Consiliului Județean Neamț, e o discuție, poate fi o discuție acolo de un avantaj politic pentru PNL, dar e o discuție lungă. O discuție lungă pentru că s-ar putea unifica, ar putea fuziona partidele, dar oamenii mai... E o discuție lungă. În primul rând, și când se face o fuziune prin absorție, indiferent de ce partide fuzionează... Consilierii au libertatea. Au un interval de 30 de zile partidul care este absorbit în interiorul partidului mai mare să își aleagă dacă urmează în continuare să intre, de exemplu, în PNL sau fac o opțiune să rămână independenți. Aici sunt și relații foarte multe la nivelul Consiliului Județean personale, de interese de business, de alt tip de interese. Nu cred că pot fi interese de business. Lucrative, de altfel. La Consiliul Județean nu pot fi interese de business, cel mult de familie. Sau de familie, sau de altă natură, care cred că vor împieta la un moment dat o rigurozitate politică sau o corectitudine politică. De asta, zic eu, o discuție foarte lungă pe care... Oricum n-aș face un spațiu public, dar care nu-mi pun mari baze că o eventuală fuziune cu cei din ALDE și din PMP ar duce la o majoritate foarte solidă. Ei au, de altfel, 2 și cu 3, cred că au aproximativ 5 consilieri la un loc, noi avem 11, mai este Uniunea Salvați România, care mai au 4 consilieri județeni. E un amalgam de partide și partidulețe în CJ, de interese în CJ, care mi-e greu să... Că din 2024 va mai fi unul cu ceva. Noi ne-am gândit încă. Soarele, găsim noi un nume. În 2024... Sigur va mai fi cu cel puțin 2-3 consilieri. Deci, vă spun eu, facem partid și... Foarte bine, vă doresc succes. Și intrăm și în alianță. Intrăm și în alianță, absolut, cum să nu. Alianță prin absorbție facem. Cum o să considerăm la momentul... Nu fuziune, alianță prin absorbție. Cum o să considerăm la momentul respectiv, am înțeles gluma. Da. Bun, deci asta cu PMP-ul și cu ALDE este un curs, reprezintă un curs firesc care ar trebui să existe în zona politică. Corect. Schimbarea de la PMP a lui Diaconescu cu Tomac. Probabil că din aceste considerente s-a făcut. Tomac are o viziune, Diaconescu are altă viziune și probabil că lucrurile merg așa. Dar spuneți-mi un pic, în momentul acesta, la nivel guvernamental, deci PNL-ul are primul ministru, PSD-ul are... ca să spunem așa, mai mulți miniștri, din câte țin eu minte, parcă așa e. Dar reprezentare mai mare. Da, reprezentare mai mare. Dacă se va produce morișca aceea... Switch-ul din 2023. Switch-ul, așa. Se va produce, nu va avea un avantaj PSD-ul pe ultima 100 de metri înainte de campanie electorale. Acum vorbind așa, cinstit ca între noi și fără... Trebuie văzut dacă acel switch... cum se va întâmpla în 2023, în ce condiții, dacă se va întâmpla, depinde foarte mult și de opțiunea politică a liderilor de la centru, adică a liderilor PNL și PSD. Dacă se va întâmpla așa cum era discutat la un moment dat, și PNL-ul atunci ia mai multe ministere, ia PSD-ul. A, deci se schimbă și componența la nivelul ministerului? Da, nu, cred că Ministerul Transporturilor și încă un minister important revin în portofoliile PNL. Nu o să cred niciodată că domnul Grindeanu pleacă de la Ministerul Transporturilor, pentru că nu va fi lăsat. Păi, nu va fi lăsat de prietenii lui, nu. Și mi-e greu și mie să cred că domnul Ciucă nu va fi prim-ministru și din 2023. Vedeți, eu tot încerc așa, în ocean. Da, de altfel, sobrietatea, seriozitatea și expertiza de care a dat dovadă în perioada de când guvernăm cu premier liberal, cu domnul Nicolae Ciucă, din punctul meu de vedere, oferă o perspectivă a lucrurilor așezate, a lucrurilor predictibile și a lucrurilor care dau siguranță, pe de o parte, în România socială, dar și pe de altă parte, partenerilor străini, celor din Uniunea Europeană și nu mai vorbesc de Statele Unite ale Americii și NATO. E nevoie în perioada asta, mai ales în contextul deja arhimega discutat de toată lumea a războiului din Ucraina, e nevoie de un lider în Guvernul României la Palatul Victoria care să fie un partener extrem de serios, extrem de credibil și pe care să te poți baza. Iar acel premier este Nicolae Ciucă și dă dovadă de toate aceste atribute pe care le-am spus mai devreme.
în relația cu partenerii străini, dar și în conducerea guvernului și în tot ceea ce înseamnă relaționare cu partidele politice și exprimarea față de români, până la urmă. Așa se văd lucrurile acolo. Dumneavoastră, prin natura funcției de președinte, de filială, trebuie să vă întâlniți cu primari, cu oameni, foarte mulți, cu foarte mulți, da, și cu oameni simpli. Cum, care sunt, cât de apropiate sunt percepțiile dinspre zona guvernamentală sau zona înaltă politică de la București, adică aici vorbim de stabilitate, încercăm să nu se întâmple așa, și percepțiile celor din teritoriu. Domnul Bănescu, să știți că percepțiile în general, din discuțiile pe care le-am avut, eu nu vorbesc din sondaje, că nu am făcut, vorbesc de... Nu, eu vă întreb din discuțiile pe care le-ați purtat dumneavoastră. Dacă vorbim de categoria colegilor primari, foarte mult interes pentru investiții. Că vorbim de investiții pentru că s-a dat drumul, urmează să dea drumul imediat la PNI Angel Salini. Nu știu dacă aveți datele, păi eu vă pot da și oficial. Știți, ne-am obișnuit să nu mai primim date. Deci, nu, județul Neamț va beneficia prin Programul Național de Investiții Angel Salin, ieșire în premieră, să știți că nu cred că are nimeni din județul Neamț, de suma record de 1.379.257.000 de lei. Ăștia sunt banii pe care vor intra în județul Neamț, începând de la Consiliul Județean Neamț până la ultima primărie din județul Neamț. Deci, 1.379.000.000. 379 de milioane. Da. 257.000 lei. Bănuiesc că le aveți și pe o listă, nu? Din care 591.110.000 lei sume alocate apă și canalizare, adică un procent de aproximativ 43%. Aici vă opresc un pic. E vorba de apă și canalizare, da, în afară de proiectul Apa Serc, n-are nu legătură. Nu discutăm ce a fost pe POIM depus și urmează, da, cred că să-l depună pe altă sursă de finanțare europeană. Nu, vorbim din această... Urmează, nu e depus încă? Nu mai știu, nu sunt actualizat. Nu, la un moment dat era pe POIM, era un întârzier foarte mare, urma să depună pe altă zonă de finanțare. Nu pot să cred că o instituție subordonată, adică în care Consiliul Județean este acționar majoritar, a putut să nu depună la timp un proiect. Nu, vă rog să mă credeți, nu cred. Da, bun, acum... Deci vă rog să mă cred. Nu pot să cred. Ca județul condus de doamna Soroceanu, nu există așa ceva. Ionel Arsene, mă scuzați. A, când dumneavoastră vă referați, cred că prima dată când nu-i domnul Arsene în județ. Nu, și de asta în general. A spus corect, de altfel, da. Da. Deci nu pot să cred așa ceva. Deci, dar revenim. Deci avem... Pentru că opa, eu... Ne sună în emisiune domnul Ciprian Șerban, deputat PSD. Îmi cer scuze, dar... Chiar nu cred că este cazul acum. Deci, probabil că vrea să ne spună de aceste sume. Deci, pe sumele pe care vi le spun, vorbim de 591.110.000 lei sume destinate apă și canalizare, de suma de 788.147.000 lei drumuri și poduri în județul Neamț. E o sumă record pe care județul Neamț o primește în Programul Național de Investiții Angel Salim, o sumă destinată tuturor primarilor, deci nu vorbim doar de o anumită categorie de primari, o sumă destinată tuturor primarilor celor 83 de localități și, desigur, Consiliul Județean Neamț. Cred că din suma aceasta o bună parte merge către Consiliul Județean Neamț, aproximativ 140 de milioane de lei. Pentru drumuri. Pentru proiectele pe care au depus cei de la Consiliul Județean Neamț. Nu știu exact să vă spun ce a depus Consiliul Județean Neamț, în linii mari, cred că foarte mult au depus pe drumuri, ceea ce e un lucru bun de altfel, pentru că e nevoie de drumuri. Avem o rețea de 600-700 de kilometri de drumuri județene în județul Neamț, foarte multe drumuri județene care trec prin mijlocul unor localități din mediul rural. E sume importante de bani care vor aduce, zic eu, bun, dezvoltare. Acum, sumele astea arată foarte bine. Deci arată foarte bine. În ce măsură... Sunt publice, sunt date publice pe site-ul Ministerului Dezvoltării. În ce măsură banii aceștia și există? Că noi avem o experiență veche și eu și dumneavoastră. Se anunță proiecte, programe, lumea
depune proiecte și cum e cu poimul ăla, știți? Ba, ai depus poim, ba, te duci în altă parte după aia. Deci, banii ăștia... Vă rog, guvernamentali. Vor fi, adică ei sunt ca să poată fi accesați, dacă s-au accesat, s-au aprobat proiectul? E un program multianual, domnul Bălănescu, e un program multianual, cred că Angel Salini a fost deci, dat acești domnul. Bani sunt pentru programul multianual sau sigur pentru... Da. Nu, pentru programul multianual, ei sunt prevăzuți, acum am să nu zic, să nu spun o greșeală, dar pentru perioada 2022-2026, dacă, repet, să nu fac o greșeală, la un an. La un an, da. În general, cred că cursul firesc al lucrurilor va fi, sunt... repet, date publice pe Ministerul Dezvoltării din România, pentru fiecare județ în parte, urmează probabil să, în funcție de proiectele pe care le-au depus fiecare primar din județul Neamț, ele să fie din nou actualizate la nivelul Ministerului Dezvoltării, iar probabil în decurs de câteva săptămâni, poate o lună, primarii să fie invitați la guvern sau la Ministerul Dezvoltării, probabil, să semneze contractele. Foarte mulți primari au depus de la noi din județul Neamț, am toată lista, extrem de multe proiecte și este și publică pe site-ul de Ministerul Dezvoltării, foarte multe proiecte pe apă, canalizare, refacere, infrastructură rutieră. Și acolo tot sprijinul și tot ajutorul, aici nu cred că putem vorbi de partipriuri politice, absolut, nici de PSD, nici de PNL, ci trebuie vorbit pe o singură linie, adică banii să ajungă în fiecare comunitate, ca fiecare primar, în funcție de proiectul pe care l-a depus, să fie sprijinit de Guvernul României în a implementa acel proiect, pentru că apa, canalul, gazul, mai sunt 200 de milioane de lei care vor veni pe gaz. 200 de milioane? Da, în județul Neamț. Probabil, cred, n-am date sigure aici, probabil că în viitoarea perspectivă de timp, sper că Angel Salin să fie updatat, dar finanțat suplimentar pentru componenta de gaz. Sunt foarte multe localități care au început să depună proiecte pe gaz. Sumele nu sunt foarte mari alocate pentru componenta gaz, dar sper că în viitor să fie suplimentat fondul Angel Salin să intrăm și pe gaz. Și de asta spun că, până la urmă, gazul, apa și canalizarea, drumurile sunt lucruri normale, sunt lucruri firești, nu reprezintă lux. Sunt lucruri de minim. Pentru orice comunitate trebuie să ai apă și canalizare acasă, curent electric, gaz și un drum normal decent pe care să mergi, după care vin dispensar, școală, etc. Dar astea sunt condiții de minim. Din păcate, în multe din comunele sau satele românești nu avem îndeplinite nici acum, 2022, aceste condiții de minim. Iar targetul guvernului condus de Nicolae Ciucă este de a aduce dezvoltare în fiecare localitate din România și de asta spun, revenind la nivelul județului Neamț, aici avem consens, ca să spun așa, am avut o discuție și cu președintele Consiliului Județean Neamț zilele trecute, nu cred să avem probleme în a susține efectiv, din punct de vedere politic, la Guvernul României ca toți colegii primari să fie cu proiecte mature și să le semneze și să poată să le implementeze la nivelul județului Neamț. Știți ce? Acum, în timp ce povesteați lucrurile astea, mă gândeam că ar fi interesant să facem, nu știu, o adunare a tuturor fondurilor care s-au dat în județ pentru apă și canalizare până acum. Apă și canalizare. Da, și după aceea să vedem în ce măsură, că fiecare proiect are în el niște obiective pe care trebuie să le atingă. Să știți că a fost făcut un calcul respectiv la ce mă refer. Dezvoltare pentru populație, pentru lucrările sau proiectele care le-au mai avut sau depuse pe fonduri europene sau pe CNI sau pe alte surse de finanțare, pe dimensiunile sau lungimile drumurilor locale, pe mărimea comunelor sau orașelor. Adică studiile pe care s-au făcut foarte profi, în momentul în care s-au făcut aceste alocări financiare. O să vedeți, de altfel, că județul Neamț este, cred că, cu siguranță este în primele 10 județe din România la suma alocată. De ce vă spun? S-au investit în unele comune, s-au investit foarte mulți bani pe apă, aducțiuni de apă, și dacă stai și ai răbdare, citești, uite, chiar acum îmi venea, mesaj, care sunt automate mesajele astea.
datorită ploilor în zona comunei Pipiric, ăsta e cel mai des. Pipiric, da. Și a turbidității, așa, da. Nu poate fi folosită rețeaua. Dacă faci un calcul, cred că la Pipiric, din 365 de zile, 200 nu se poate folosi rețeaua. Știu că e o problemă la Pipiric, dar asta e o problemă... Nu, nu, am dat un exemplu. Ce se întâmplă? Sunt comune în care avem apă și nu avem consumatori. Oficial. Deci avem apă și nu avem consumatori. Sunt comune în care avem canalizare. Și nu se branșează lumea. Și nu se branșează lumea. Știți cum e acum, partea politicilor guvernamentale trebuie să fie, sigur, într-un dicton al democrației și libertății, dar sunt foarte mulți primari, nu o să dau niciun fel de nume, care, sigur, majoritatea, din pur scop electoral. Electoral. Spun și de o parte și de alta a ieșicherului politic, nu vorbim doar de într-o anumită cunoaștem. Parte. Care zic, dom'le, eu vreau drum. Vreau drum. Ok, dar tu acolo canal ai? N-am. Apa ai? N-am. Dar drum vrei să faci? Vreau să fac. Pentru că drumul se vede. Apa, canalul, e disconfort. Produce disconfort. Sapă șanțuri, strică rigolele de pe margine. Până intri cu țeava, mai plouă afară, e mâlie, e mânoroie, e mocirlă. Omul de la poartă are un disconfort, îl simte. Poate firma care lucrează nu lucrează foarte repede, nu lucrează foarte eficient, foarte curat, lucrează mai, se organizează mai greu. Și ține lucrarea acolo poate un an, poate doi. Multianuală, 3-4 ani. E disconfort. Dar după, ai condițiile de minim de civilizație în casă la tine. Adică nu mai vii cu fosă septică, nu mai vii cu vidanja. Dacă, ci ai dacă te cuplezi. E obligatoriu. Pentru păi, că bine, de ce binele, nu se, asta vă întreb, binele domnul Bălănescu nu întotdeauna se întâmplă ce? La alegerea cuiva, ci binele de multe ori trebuie și implementat prin măsuri susținute ale statului. În momentul acesta... De, și de asta, scuzați că vă întreb, și de asta conceptul a fost ca 43% din fondurile Panghel Salini să fie destinate racordărilor noi la apă și canal. Că altfel spunea Angel Salini sau cine a factorul decident să spun, spunea, domne, la liber ce vrea fiecare, toți vreți drumuri, drumuri să fie. Dar rămâne cu o Românie tot subdezvoltată în rural, care nu avea apă, nu avea canal, nu avea rețea de gaze naturale. De asta spun că binele de multe ori și în cazul de față, salut deciziile colegilor care sunt în guvern și a ministrilor și sigur a premierului, dar introduce acest bine prin efectul legii, adică e un bine nu neapărat forțat, dar e un bine impus, care consider că va scoate parte a comunităților din România. Să înțeleg eu că acum unde sunt rețele, se va impune cuplarea la rețea până la urmă? Asta nu știu să vă spun cu subiect și predicat. Acum, dacă se va impune pentru consumatorul final, adică pentru persoana fizică care stă la casă, nu știu cum va fi mecanismul ăsta. Pentru că la țară avem, eu știu proiecte, știu primării care au făcut proiecte, nu știu dacă au fost aprobate. Au un sat cu 18 case, este normal că fiecare om din țara asta are dreptul la apă și canal. Numai că din 18 case care sunt acolo, locuite vorbesc, da. Acum chiar avem un subiect pentru săptămâna viitoare cu două localități în care... Așa, din 18 case locuite sunt probabil 12, da, 12 case și acolo proiectul poate costa în jur de 5, 6, 7 milioane de lei. Adică lucrurile astea numai primarii au făcut proiecte, că ei au interesul acesta să facă proiecte. Dar există, nu știu, la nivel județean undeva o autoritate care spune, băi, n-are rost să investim atâția bani acolo. Investim în aglomerarea comunală din zonă sau în satele cu potențial mai mare, nu știu. Bun, bănuiesc că și proiectanții și primarii și autoritățile publice locale sau guvernamentale, cred că se merg din zonele mai mari sau mai dens populate spre zonele mai periferice. Bănuiesc că asta e logica lucrurilor. Acum, nu știu, fiecare primar în parte ce proiect a depus și unde vrea să-și ducă apa și canalizarea. Ca să fiu sincer. Dar... Nu, de asta zic, adică e foarte bine, se dau bani, mă bucur că suntem în primii 10, e foarte ok. Ideea este să nu ajungem la discuțiile care erau pe vremea doamnei ministru a dezvoltării, doamna Udrea.
A fost deputat, parcă în zona Roman, nu mai țin. Udrea. Elena Udrea, cred că, da. Dar chiar pe Cuza Vodă stătea. Da, acolo, pe Cuza Vodă, da. Noi o vedeam tot timpul, era în Roma. Adică... Da, acolo mie îmi plăcea când era acolo, se juca Dansul Fetelor de la Căpâlna. Nu pe afișe trebuit, electorale. Pe afișe, da. Erau așa unul în spatele celuilalt. Da, deci... Da, e romașcancă de-a noastră. Da, deci... Deci, să nu se ajungă ca pe vremea doamnei Elena Udrea. Că de atunci toată lumea se întreabă de ce a luat-o fotbalul românesc la Vale și nu mai jucă. Păi normal să o ia la Vale, că s-au construit terenuri în pantă. Deci atâtea discuții cu fotbalul românesc. În mod clar, proiectul Angel Saline, acum revin la lucruri serioase, nu are nicio legătură cu partea prostiilor sau a greșelilor făcute de fostele guvernări sau de perioada lui Nuții Udrea, când într-adevăr se făcea, am văzut și eu, și chiar în Rețul Neamț, la Ion Creangă, nu mai știu pe unde, aici e pădurea, da, unde suntem noi pădurea, și în 50 de metri ai parc. A, dar mai sunt, stați cu minte. Mai sunt cum? Terenul de fotbal ușor în pant, adică sunt lucruri fabuloase, care săli de sport făcute în comunități în care media de vârstă e, cred că, 65 plus și mai ai, nu știu dacă mai ai 20 de tineri acolo, care să joace fotbal sau eu știu să facă. Dar aia era o investiție, aia era o investiție care trebuia să producă. Făceai sala de sport acolo și închiriai sala. Și veneau din oraș să lucreze, să joace. Deci așa probabil că erau gândite. De asta zic și cu proiectele astea. Primăriile în general nu sunt agenți comerciali. Cine vrea să... Vă rog să nu mă contraziceți. Aici sunt agenți comerciali. Dom'le, da. Unele primării pot fi în general. Nu trebuie să intre primăria peste zona de business. Cei care fac business să-și facă săli de sport, să facă baloane de tenis de câmp, de fotbal, de alte sporturi, să practice, închiriezi, e normal. Da, deci cam asta ar fi veștile noi pe proiectul Angel Salinis, vești importante pentru județul Neamț. Da, chiar e important. Deci chiar e important. Pentru că vor veni, cred că undeva la aproximativ 250-260 de milioane de euro, dacă am zis corect, în județul Neamț în următorii ani, o sumă considerabil, o sumă fără precedent care ajunge în județul Neamț la toate localitățile, deci nu mai vorbim de culori politice, că X e prieten cu cineva sau Y face parte dintr-un partid. Sunt bani care vor ajunge la absolut toate comunitățile locale și la toți primarii, inclusiv la Consiliul Județean Neamț, ceea ce, din punctul meu de vedere, e foarte bine, pentru că va fi de muncă în județul Neamț. Parte din acești bani se vor reîntoarce în județul Neamț, nu doar prin investiții, ci și prin taxarea forței de muncă și a societăților care au sediu social în Neamț, adică vom avea o zonă de dezvoltare pentru Neamț, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Eu aștept să văd, deci batem un țăruș virtual astăzi în mementouri, deci cu suma și cu ce este. Și după aceea o să tot acolo o să batem câte un țăruș, să semna contractul X, suma D, să vedem și cum se implementează. Dacă mai putea să facem presă până atunci. Sper în județul Neamț. Da. De ce? Simțiți o dictatură? Nu, Doamne ferește, cum să simți o dictatură în județul Neamț? În județul Neamț este o democrație militarizată totală. Când întrebi o instituție publică și trebuie să-ți dea un răspuns cu da sau nu și el îți spune că nu putem răspunde pentru Mesagerul de Neamț nimic, că așa e ordin de la șefi. Nu șeful, șefi. Mai mulți șefi. Sunt mai mulți șefi. Acolo este o... așa. Deci deja începi să te simți bine. Îți dai seama că, de fapt, prostia este acolo și cretinitatea. Este acolo. Nu știu exact pe ce e vorba. Deja, da, lăsați, că asta o să fac, ca să nu vă implic pe dumneavoastră, să nu stricăm coaliția, Doamne ferește. Am înțeles. La nivel național să plecăm de Constituție. Doamne, iartă-mă. Bun. Apropo de investiții, o să-mi permit să vorbesc și despre o investiție din Comuna Dumbrava Roșie, chiar dacă doamna primar de acolo are o părere foarte asemănătoare ca domnului Ionel Arsene despre presă. Deci am înțeles că, dar nu, probabil că fostul loc de muncă de secretar o îndeamnă să aibă o anumită atitudine, ca să spunem așa, de tip carapace. Deci știți că aceștia care sunt secretari, în general ei se protejează, să nu se afle nimic despre ei, despre familie, despre nimic. Deci
Am înțeles. Da. Ați fost la inaugurarea unui obiectiv în Dumbrava. Săptămâna trecută, da, la inaugurarea unei credințe. Arată frumos pe din afară. Foarte bine arată și înăuntru și în interior. E una dintre cele... A fost cineva din presă acolo? Nu. N-a fost nimeni din presă? Eu la fața locului, nici cât am stat aproximativ o oră jumate... Nu, noi am profitat de fotografiile pe care le-ați spus ca să putem da o știre de la acest eveniment, care este un eveniment. De ce? Pentru că într-o comună suburbană, care, mă rog, n-ar mai trebui să fie foarte mult comună, ar trebui să fie partea orașului, s-a făcut un proiect european care am înțeles că este ok. Este ok. Un proiect european de aproximativ 600.000 de euro... Adică 600.000 de euro cu o finanțare, 500.000 de euro, fiur 100.000 de euro cu o finanțare buget local. Un proiect de grădință care arată spectaculos din punctul meu de vedere. Rar vezi așa o grădință modernă și cu toate capacitățile interioare de ultimă generație, de standard foarte înalt. Arată extrem de bine, e cu, inclusiv selele sunt prevăzute cu recuperare de căldură, cu lămpi inteligente, iluminat inteligent, cu partea de încălzire inteligentă, adică e o grădiniță care arată spre viitor, ca să spun așa, arată foarte, foarte bine. Ea va începe efectiv să primească micii preșcolari la debutul noului an școlar, probabil în septembrie, din câte am înțeles, mai au nevoie de niște avizări acum după recepția finală. Era o grădință futuristă, o grădință care, sau pot să spun despre acea clădire, că nu am văzut deocamdată la nivelul județului Neamț așa ceva. Am văzut grădințe foarte frumoase în Bicaschie, în Bicazar, de ala am văzut în mai multe localități, școli care arată foarte, foarte bine, dar ca o investiție de ultim moment, cred că grădința asta din Dumbrava arată extraordinar. Și o grădință care, în primul, cred că avem în Piatra sau în Roma, adică în cele două mari municipii. Eu sper că acolo să existe posibilitatea predării unui, pentru copii, a unui spirit deschis pentru nou, pentru tot, adică să nu fie o chestie sub carapace, știți? Acum, nu știu de ce presa nu a fost invitată, ca să fiu sincer, nici nu am... Dar nu e vorba de invitație, dar... e vorba de o investiție de 600.000 de euro, care poate constitui un model și pentru alți primari. Corect, da. În general, presa este înjurată că spune numai de rău. În general, dacă cumva spui ceva de rău, foai, când se face așa ceva, se preferă, cum să vă spun eu, Facebook-ul. Ceea ce este normal, până la urmă, fiecare alege modalitatea lui. Eu am făcut doar o remarcă că apropierea există. A devenit ultima perioadă o modalitate de comunicare pentru foarte, foarte mulți. Absolut. Oameni politici, oameni din administrație, inclusiv și, ați văzut, și în general și în Statele Unite ale Americii, se comunică foarte mult, inclusiv Donald Trump și comunica pe Twitter. Nu mai știu acum, Joe Biden, actualul președinte... Biden comunică prin servicii secrete. Nu mă pricep. Deci, dar în curând vom comunica și noi, n-am tot așa, din câte am înțeles, că... Da, avem... Deci nu mai avem alte soluții. Da. Ne apropiem de finalul acestei prea frumoase emisiuni înainte de weekend. Ieri am fost, de exemplu, tot într-o comună din județul Neamț, o comună mare și importantă, în zona Târgu Neamț, la Timișești, unde au început lucrările deja pentru gaz. Lucrări care, în total, cred că sunt de aproximativ 80-100 de miliarde de lei, contractul. Dar cine le face? Pe ce le face în parteneriat public-privat sau așa ceva da. De genul ăsta? Primăria Timișești din fonduri proprii, la momentul ăsta, da. Are nevoie. Bravo, domnule primar, că are nevoie găsit de ajutor. Unde? Are nevoie de ajutor. E un program tot multianual, nu se a început și se termină imediat. Cu o societate, cred că Mihocoel, dacă nu mă înșel eu, din Pipiric, județul Neamț. Ei au și prin vânători, mai au mai multe comune făcute proiecte de genul ăsta. Bun, mai avem exemple de genul ăsta de comune în care s-au făcut niște contracte pe gaz. Unul e chiar lângă Piatra Neamț, dacă nu mă înșel, chiar Dumbrava Roșie. Cu Prisma de la Iași au făcut. Cu Prisma de la Iași și ăia de acolo au devenit dictatorii sistemului. Deci dacă cineva vrea să-și pună gaz, ei nu mai au treabă cu ce spune legea din România. Ei dictează condițiile lor, pentru că ei sunt stăpâni.
Aici și la Rosnov au tot cei de la Prisma. Aici știu că am auzit discuțiile astea, repetate rândul când eram prefect. Așteptăm o soluție de la primărie, poate să implică. Aici trebuie și o implicare mai directă, ca să spun așa, a specialiștilor din primărie, a juriștilor mai ales. Asta am zis. De obicei, firmele încearcă să pună monopol, iar firma e interesată foarte mult doar de câștigul ei, evitând la un moment dat sau chiar eludând dispozițiile legale. E foarte important ca zona asta de supraveghere să fie făcută și de primărie. Sunt organisme, e ANRE-ul care poate imediat interveni pe zona asta dacă a primit sesizări. Dacă sunt sesizați. Corect. Dacă omul sunt simplu de la Dumbrava sau de la Rosnov, e greu să cred că știe ce-i autoritatea. Nu, dar instituțiile publice din zonă pot să facă. Dar instituțiile, da. Și mai ales că acolo sunt niște contracte și care au niște clauze, sigur, probabil că trebuie respectate. Noi o să vorbim un pic despre lucrurile astea, pentru că au venit cetățeni care vor să-și introducă gazul și s-au lovit ca de un zid, adică de un zid al facturilor imense și de un zid al, cum să vă spun, bun, eu, la momentul al colaborării. La momentul ăsta nu există motiv în România să mai avem facturi imense la electricitate, nu, sau la gaz. Vorbeam de introducerea gazului. A, de racorduri, spuneți. De racorduri. Da, am auzit și eu la Rosnov niște facturi, doar îmi mintea în cap. De ordinul 10, poate, dacă nu, peste 100 de fiecare. Au migrat de la Rosnov spre Piatra. Expertiza lor vine mai aproape de Piatra. Da, exact. Dar la momentul ăsta în România nu ar trebui să mai vorbim de facturi crescute sau depășite la, ca valori față de cele normale, nici la gaz, nici la electricitate, pentru că avem până pe 31 martie anul viitor 2023, avem formula de compensare agreată de Guvernul României și propusă de Ministerul Energiei, în care prețurile sunt compensate. Deci, fără probleme, nu ar trebui să mai discutăm de prețuri exorbitante la gaz și la electricitate. Păi poate facem o emisiune pe subiectul ăsta, da, când, așa special la începutul emisiunii, v-am prezentat președinte PNL, să ne amestecăm lucrurile foarte tare. Și eu recomand tuturor să caute, sau firmelor îndeosebi, să caute oameni care se pricep la proiecte europene, la finanțări pe proiecte europene, specialiști, pentru că sunt o serie de proiecte acum deschise, de niște coluri deschise pe competitivitate de către Ministerul Energiei. Vor urma și altele prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Vor urma la anul, în cursul anului ăsta, ghidurile și la anul să înceapă finanțări pe AFIR. Pe tot ce înseamnă instalarea de panouri fotovoltaice este extrem de important, mai ales că a intrat în vigoare și legea prosumatorului, unde avem un schimb de 1-1 între ce dăm în rețea și ceea ce primim din rețea, indiferent de furnizor. Ceea ce va ajuta foarte mult atât consumatorul casnic cât și consumatorul privat în a-și reduce în mod extrem de eficient costurile la energie. Și de ce nu să găsim și să gândim soluții alternative și pentru a trece de la consumul pe gaz sau încălzirea pe gaz la soluții eficiente, inovative la încălzirea prin folosirea curentului electric. Îmi spunea, de exemplu, cineva și închei, în țările nordice și aici Ministerul Energiei și, sigur, Guvernul României, într-un viitor, sper să identifice posibilități și financiare și din punct de vedere tehnic. În țările nordice, de exemplu, statul finanțează aproximativ 90 sau 95% din acele pompe de căldură geotermale. Nu e cazul la noi să mergem pe geotermal, că săpăm foarte mult, nu suntem la Oradea sau în alte parte unde avem ape termale, dar sunt alte variante. Și acolo, în țările nordice, 90 sau 95% din investiție este suportată de stat, adică îți dă ajutor de stat, iar tu pui doar 5%. Sigur că acolo e extrem de avantajos, pentru că acea gospodărie, acea casă devine independentă energetic pe termen lung, nu mai produce noxe, este o producție de energie eco, nu mai produce noxe, iar costurile sunt aproape spre zero, ceea ce ajută statul foarte mult și ajută și mediul înconjurător și ajută și pe omul care locuiește acolo la facturi. Asta trebuie să gândească și România în perspectivă. Oricum, sunt investiții în energie serioase în viitorul apropiat, dintre reactorul Cernavodă 1, intră în reparații, cred că în anul curent, în iulie, cred, dacă nu mă înșel, 2022, anul curent. Intrăm cu reactoarele 3 și 4 la Cernavodă în parteneriat cu firma din Statele Unite ale Americii care se ocupă de a tehnologiza și cele două reactoare 3 și 4 și a le pune în funcțiune, a le reda probabil 2026. Avem perimetrul Deep Neptune
din offshore din Marea Neagră, care a fost preluat partea lui ExxonMobil, adică 50% din perimetru a fost preluată de Romgaz, care în parteneriat cu OMV Petrom vor începe exploatarea și a scoate țiței din gaze, pardon, din Marea Neagră, ceea ce înseamnă undeva sfârșitul 2026 să ne găsească cu productivitate și cu a livra în rețeaua transgazului. Și avem independența la momentul respectiv energetică, zic eu, de 100% în gaz românesc, produs în România. Pentru că noi astăzi avem o dependență când suntem, când e sistemul extrem de încărcat, de aproximativ 15-16% față de importurile din Rusia. Da. Discutăm asta într-o emisiune, pentru că recunosc, trebuie să mă documentez și eu pe subiect. Cel mai bine vă uitați pe PZU și acolo vedem exact în fiecare zi e prețul pentru ziua următoare. Eu încerc să mă documentez și din surse alternative. Ca să sau pe site-ul Transelectrica și vedem exact în fiecare zi, la fiecare oră, cât produci eolian, cât produci fotovoltaic, cât produci pe cărbune, cât produci pe combustibili fosili, lichizi, cât produci pe hidro și cât importă România și la ce prețuri. Adică sunt date publice, sunt site-uri guvernamentale care pot fi accesate pentru a vedea starea pe energie în România. Da. Ne apropiem de finalul emisiunii. Ce să vă zic? Haideți că mai avem 3 minute. Încep zilele municipiului Roman? Da, viitorul, nu știu exact. 16-22, parcă. Ceva de genul ăsta, mai vor fi zilele Romului, după aia 24-26 mai zilele municipiului Piatra Neamț, la care cred că, adică nu cred, vom face o invitație și premierului României la zilele municipiului Piatra Neamț, în speranța că agenda îi va permite să vină în perioada respectivă 24-26 deci, iunie în Neamț. Vine domnul Burdujan, domnul Ciucă în Neamț, scuzați. Deci. O să invităm și pe domnul ministru Burdujan, că e colegul nostru, e... pleacă din Neamț, până la urmă, el sigur este... Nu, el este nemțean. Este aici, păi de asta zic, aici pleacă candidat din Neamț, prima e dată. E nemțean, e în București, e foarte bine că a ajuns ministrul la digitalizare, pentru că e un partener, un om tânăr, un om de viitor din punct de vedere politic și nu numai, și un om care tot timpul ușa lui a fost deschisă. Asta este o știre, dacă va veni domnul Ciucă. Va fi interesant. Eu așteptă... că vine sigur, nu, am zis că va fi invitat. Va fi invitat, da. Sper ca agenda să-i permită în perioada respectivă să poată să vină. Neamț, sigur, dacă va veni Neamț, vom fi alături și în a prezenta obiective de investiții sau lucruri care județul Neamț are nevoie prioritar de a găsi sprijin guvernamental. Ca sau să închei cu o speranță, probabil că dacă vine domnul Ciucă, vom asista și la o prezență publică a domnului Ionel Arsene alături de domnul Ciucă. Aici pe subiectul Ionel Arsene, noi nu am comentat Partidul Național Liberal, eu ca președinte și am rugat și colegii nu e nimic de comentat. Să nu comenteze, cel puțin în ultima perioadă, lucruri care, din punct de vedere juridic, dar au nu, fost în... Nici nu vă, chiar vă rog să nu comentați. În perspectiva domnului Arsene, una la mână, doi la mână, atâta timp cât există respect politic, că nu cerem respect altfel. În general cât există. Da, nu cerem altfel de respect sau altfel de relație, atât timp cât va exista respect, nu avem niciun fel de problemă în a colabora. Nu, eu m-aș bucura să-l văd într-o chestie publică ca să-l vedem și noi. Ședințele la Consiliul Județean se fac online. A trecut pandemia, dar probabil că sechelele au rămas și da, eu pot să înțeleg lucrul ăsta, că pot să înțeleg că unii se și protejează foarte mult de discuții, nu de pandemie. Probabil că premierul, dacă va veni, va avea o abordare și publică, o abordare și privată în interiorul partidului, pentru că e și președintele Partidului Național Liberal. Nu știu care va noi, fi agenda. Noi îl așteptăm să aibă o abordare publică cât mai extinsă. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune și vă așteptăm la următoarea emisiune pe care o să o facem. Cu siguranță. Da. Mulțumim frumos. Și eu mulțumesc. Sănătate.